El a început să plângă spunând că este acuzat pe nedrept. Acuzat pe nedrept. Pentru noi, procurorii, ăsta e cel mai important lucru, să obținem o condamnare definitivă. În acest caz, nu am avut nici cadavru, nici arma crimei, nici mărturisirea autorului. Este un caz total atipic de omor. A fost construit pe probe indirecte și pe o coroborare a lor. În acest clip o să discutăm despre cazul Elodia Ghinescu. În opinia mea, o bătaie de joc cruntă și unul dintre cele mai grave precedente create vreodată de justiția din România. Dar haideți să vedem ce crede, repet, ce crede procurorul de caz Marius Iacob că s-a întâmplat în această situație. Noi credem că acolo au fost cele mai multe acte de violență în dormitor lângă pat. Agresiunea a început în dormitor, a continuat și în celelalte camere și că a fost o agresiune care s-a derulat pe parcursul mai multor minute, soldată în final cu decesul Elodiei Ghinescu. Nu a fost o acțiune premeditată, și a fost o acțiune care a apărut pe fondul unui conflict spontan. Între ei exista o relație tensionată de mai mult timp și părerea noastră e că în momentul în care el a revenit de la Pitești în acea noapte, s-a iscat o ceartă pe fondul căreia Cristian Cioacă a lovit-o fie cu mâinile, fie cu obiecte contundente, în mod repetat, până când s-a produs decesul acesteia. Haideți să stabilim un lucru. Procurorul nu are voie să creadă. Procurorul are obligația să obțină probe și în baza probelor obținute să prezinte certitudini. Pe mine nu mă interesează cât uși de puțin ce crede Marius Iacob că s-a întâmplat. Pe mine mă interesează exclusiv ce poate proba Marius Iacob că s-a întâmplat. În lipsa probelor, ce crede Marius Iacob rămâne o simplă teorie personală. Noi am adus la cunoștință că are calitatea de învinuit, că este suspectat de uciderea soției sale. A început să plângă. V-a spus de ce plânge? El a început să plângă spunând că este acuzat pe nedrept de uciderea soției sale. A dat o declarație amplă în acea seară, pe parcursul a circa 8 ore, în care a relatat mai multe aspecte care erau contrazise de altele pe care le declarase în fața ofițerilor de poliție care l-au audiat în legătură cu dispariția soției sale. Cristian Cioacă a făcut mai multe greșeli. El a dat mai multe declarații în care s-a contrazis. După un anumit timp a refuzat să mai dea declarații și a refuzat să ceară probe în apărarea sa. El a avut o atitudine oscilantă, a sesizat dispariția după 5 zile. Nu ne-a ajutat în niciun fel la căutarea Elodiei Ghinescu, deși era normal ca în situația în care îți dispare soția, tu să fii lângă organele de urmărire penală și să încerci să ajuți, să le explici. El nu ne-a ajutat în niciun fel. El a relatat că în dimineața zilei de 30 august ea a plecat de acasă spunând că se duce la serviciu și că a fost o discuție contradictorie, dar că sub nicio formă n-a exercitat nicio agresiune asupra ei. Astea sunt aspectele pe care el le-a spus legate de ultima dată când a văzut-o în viață pe Elodia Ghinescu. Deci în dimineața acelei zile, în jurul orelor 8. Dar haideți să vedem cum a început totul. Îmi amintesc foarte bine că era ziua de 14 septembrie 2007 când am văzut un articol scurt publicat pe o agenție de presă în care era menționat faptul că o avocată din Brașov a dispărut și că este soția unui polițist. O întrebare pe care am auzit-o foarte des în legătură cu acest caz este de ce Cristian Cioacă nu a anunțat dispariția decât după 5 zile. Iată cum explică Cioacă acest lucru. Am fost la sediul secției și am discutat cu o persoană din comanda secției și am ajuns la concluzia că n-ar fi bine să anunț atunci, că poate ai plecat undeva și
Și apare. Da, și apare. Să nu fac încă mișcarea. Aceeași discuție am avut-o și marți, după care miercuri am renunțat. Publicitate negativă. Da. Am renunțat la discuție și am mers direct să anunț dispariția. S-a vehiculat de asemenea faptul că Cioacă nu ar fi sunat părinții Elodiei după constatarea dispariției ca să-i întrebe dacă soția lui este la ei, ceea ce, potrivit celor care susțin că Cioacă este vinovat, ar proba faptul că el știa că ea n-are cum să fie la părinți, întrucât știa că omorâse. Repet, este o teorie pusă în discuție de cei care cred în vinovăția lui Cristian Cioacă. Iată ce spune Cioacă despre acest lucru. De ce nu ați sunat și părinții să vedeți dacă există... Am vorbit. Dacă este acolo. Am vorbit în perioada aia și părinții ei mă întrebau unde e Elodia. Eu am dedus că nici ei nu știau. Deci... Când s-a făcut prima descindere la dumneavoastră în apartament? În data de 5. Cine a fost acolo? Doi criminaliști și... lucrător al Biroului Investigației Criminale. Care a fost concluzia lor atunci? N-a fost nicio concluzie. Au găsit ceva? Nu au găsit nimic. Au ridicat amprente, m-au amprentat și pe bine. Au ridicat fire de păr, au ridicat periuța de dinți, au ridicat peria de păr. Și totuși, haideți să vedem care sunt acele probe indirecte de la dosar. Pentru că ne-a spus procurorul Marius Iacob încă de la început că probe concrete nu există. Ne-a spus clar că nu există la dosar nici cadavrul, nici arma crimei, nici mărturisirea autorului. În acest caz nu am avut nici cadavrul, nici arma crimei și nici mărturisirea autorului. Este un caz total atipic de omor. A fost construit pe probe indirecte și pe o coroborare a lor. Cu alte cuvinte, nu există probe. Punct. Există doar niște indicii vagi și neconcludente, interpretate în interesul procurorului. Interesul fiind acela declarat de a obține o condamnare definitivă. Pentru noi, procurorii, ăsta e cel mai important lucru, să obținem o condamnare definitivă. Atenție! Procurorul de caz Marius Iacob a spus în clar că interesul procurorului român nu este acela de a face dreptate, ci acela de a obține o condamnare definitivă. Cum reacționează românii la o asemenea enormitate care încalcă toate principiile dreptului? Aplaudă. Românii se bucură că un om a intrat la pușcărie în baza unui probatoriu caragios, care conține probe interpretabile și interpretate în sensul obținerii unei condamnări definitive. Nu în sensul aflării adevărului, ci în sensul obținerii unei condamnări definitive. Vedeți de ce în România se întâmplă nenorocire după nenorocire? Pentru că pe noi românii nu ne interesează dreptatea. Noi tot ce vrem este să vedem oameni în cătușe, chiar dacă împotriva lor nu există nicio probă. Nu există nicio dovadă care să le ateste vinovăția. Noi am găsit mai multe urme de sânge aparținând de Elodie Ghinescu, atât în locuința comună, cât și în autoturismul lui Cristian Cioacă și pe unele dintre obiectele aruncate în râpă. S-a stabilit cu certitudine că toate petele de sânge din locuință au aparținut Elodiei Ghinescu. Astea prin expertizele ADN. Era o pată foarte mare de sânge pe podea, sub podea. Sub podea, într-adevăr, era o pată foarte mare de sânge. Cel mai probabil a curs foarte mult sânge pe peretele respectiv, care a ajuns sub podea. Ce înseamnă cel mai probabil? Justiția din România bagă oameni în pușcărie în baza unor probabilități? Ce înseamnă cel mai probabil? În ce țară din lumea civilizată un procuror emite judecăți în baza unor probabilități? În țările civilizate și chiar și în cele necivilizate, sintagma cel mai probabil nu există în vocabularul unui procuror. Repet, procurorul și justiția în general operează exclusiv cu certitudini ce derivă din probe. Ceea ce mă înspăimântă pe mine încă și mai tare decât asta este faptul că românii aplaudă acest mod de operare a justiției din România.
Românii nu par a conștientiza cât uși de puțin gravitatea acestui lucru. Când s-au descoperit petele de sânge? Pe 11. De ce pe 11 și nu pe 5? Ori anchetatorii care au efectuat expertiza din 5 septembrie au fost incompetenți sau au efectuat-o superficial, ori petele au apărut ulterior și atunci nu provin de la crimă. Vi le-au arătat? Da. Se puteau vedea cu ochiul liber? Unele da, unele nu. Pe unde erau împrăștiate? Prin baie, la o înălțime de 1,80 m, 2 metri, sub forma, astea chiar nu prea erau vizibile, cele de la înălțime mare, pe undeva pe un alt zid al băii, undeva lipită de coșul de rufe și de mașina de spălat, deci coșul de rufe este lipit de mașina de spălat, și în spatele ușii de la dormitor. Se spune că au fost văzute pete mari de sânge pe ușă. Nu. Le-ați văzut în acel moment? Nu mi-a arătat nimeni nimic de acest gen. Domnule Cioacă, ați spălat cumva pe jos în această perioadă? Nu. Ați spălat ceva în această perioadă? N-ați spălat absolut nimic acolo. Ați schimbat cadă? Nu. Ați schimbat perdea? Nu. N-ați făcut niciun fel de schimbare în casă? Cristian Cioacă nu a avut nicio explicație cu privire la proveniența acelor pete de sânge. Cristian Cioacă nu a avut nicio explicație cu privire la proveniența acelor pete de sânge. Poftim? Sistemul de justiție din România operează cel puțin teoretic cu prezumția de nevinovăție. Drept urmare, nu cel acuzat trebuie să vină cu probe în apărarea sa, ci cel care acuză trebuie să-și probeze acuzațiile. De când și până când este de datoria învinuitului să vină cu explicații și sau cu probe în apărarea lui. Noi totuși în ce țară trăim? Anchetatorii, dacă au găsit sânge, este de datoria lor să probeze prin mijloace specifice că acel sânge provine de la comiterea unei crime, ceea ce anchetatorii din acest caz nu au făcut. Cioacă susține că nu știe de unde provin respectivele pete și până la proba contrarie, pe care anchetatorii nu au produs-o nici până în ziua de astăzi, nu există niciun motiv să nu-l credem. De unde putea să fie acel sânge? Nu știu. Nici acum nu pot să vă spun de unde ar putea să fie. Pata din portbagaj, de unde credeți că este? Nu știu dacă este pata în portbagaj. Sângele din... Sunt niște... Două picături mici... Sub un milimetru. Da. De fapt, sunt două săgeți. Se face vorbire despre două picături, dar sunt două săgeți desenate pe un preș din portbagaj, pe covorul din portbagaj. Planșa fotografică. Planșa foto, da. Pentru că eu nu am mai văzut acea mochetă din portbagaj ridicată așa. Ulterior a venit cu varianta că e posibil ca o parte din sângele care s-a găsit sub podea să provină de la un avort pe care Elodie-l făcuse cu mai mult timp în urmă. Urmele de sânge provin cel mai probabil de la o agresiune exercitată asupra Elodiei Ghinescu, având în vedere că proveneau din stropi care de regulă se produc atunci când o persoană este lovită. Proveneau din stropi care, atenție, de regulă se produc atunci când o persoană este lovită. Cum adică de regulă se produc atunci când o persoană este lovită? Ce înseamnă de regulă? Adică poliția nu știe dacă sângele găsit provine de la o lovitură? Doar bănuiește că provine de la o lovitură? În funcție de cantitatea de sânge și de modul în care se găsește dispersat sângele la locul unei crime, se determină sexul atacatorului, tipul de obiect cu care a fost lovită victima, obiect contondent, obiect tăios, etc., tipul de lovitură cu care a fost ucisă victima și așa mai departe. În acest caz, anchetatorii nu au putut determina nici măcar dacă sângele găsit probează dincolo de orice dubiu faptul că el provine de la o agresiune fizică. Procurorul ne spune că, de regulă, stropi de genul celor găsiți provin de la o lovitură. Un om a stat 9 ani în pușcărie în baza acestui probatoriu? S-au dat rezultatele probei sau expertizei. Am să citesc acest comunicat al Ministerului Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul Informare și Relații Publice.
Rezultatele examinării probelor ridicate de pe obiectele găsite la data de 8-10-2007 într-o râpă din apropierea stațiunii Poiana Brașov, efectuate de specialiștii Institutului de Criminalistică IGPR. În urma examinării probelor ridicate de pe obiectele găsite la data de 8-10-2007, specialiștii Institutului de Criminalistică au stabilit că unele obiecte prezintă urme biologice de natură umană, respectiv sânge, celule epiteliale, secreții, care au profilele genetice identice cu cele ale persoanei dispărute. Totodată pe unul dintre obiectele vestimentare aparținând suspectului Cioacă Constantin Cristian, s-au descoperit urme biologice care au evidențiat amestecuri de profiluri genetice, din care nu poate fi exclus profilul genetic al Elodiei Ghinescu. O parte dintre obiectele analizate, din cauza acțiunii factorilor de mediu, nu au relevat urme care să exprime un rezultat cert. Rapoartele au fost înaintate parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a fi coroborate cu celelalte probe din dosar. Aceasta este așadar comunicatul oficial al Ministerului de Interne. Ia uitați, casete de bijuterii, fotografii, fețe de pernă, acte, biletele acelea de avion de Dubai. Erau lucrurile de îngăpat din camera lor, erau obiecte de îmbrăcăminte al lui Cristian Cioacă, uniforma lui de polițist. Erau obiecte pe care cel mai probabil se afla mult sânge în momentul în care el a revenit acasă după ce a ascuns cadavrul. Și din nou, sintagma cel mai probabil. Dar cum adică cel mai probabil pe obiectele găsite în râpă se află mult sânge? Nu s-a făcut o analiză în laborator a obiectelor găsite pentru a se stabili concret cantitatea de sânge de pe ele? Cum adică cel mai probabil era mult sânge pe ele? Sângele se detectează în laborator cu aparatură de specialitate, chiar dacă obiectele au fost spălate. Credeți că cineva ar fi pus toate aceste obiecte acolo unde s-au găsit acum, în drumul acela spre părinții ei? De unde credeți dumneavoastră că ar fi fost acea haină, uniformă de polițist? Nu aveți nici cea mai vagă idee. Ce s-a întâmplat cu această haină de polițist a lui Cristian Cioacă găsită în râpă? În noaptea dispariției Elodiei, fostul polițist era îmbrăcat în aceeași cămașă pătată cu sânge găsită în râpa de la Râșnov. O cameră de supraveghere l-a surprins cu doar câteva ore înainte de crimă. Când a văzut imaginile, Cioacă a început să râdă. Urmăriți filmarea care dezleagă misterul. Cristi, era în mânecă scurtă până la urmă, te-ai văzut? Și? Și asta îl poate ține după gratii încă 20 de ani. Deci, încă o dată s-a mințit. Cristian Cioacă nu a afirmat nicio secundă că acea haină nu îi aparține. Dimpotrivă, a spus în nenumărate rânduri că obiectele găsite în râpă îi aparțin. Lucrurile respective mă gândesc că erau în casă. Sigur erau în casă. Dar că nu știe cum au ajuns în râpă. Ceea ce este cu totul altceva. Spuneți-mi, cum vă explicați, și telespectatorii întreabă, pun această întrebare, cum vă explicați dispariția uniformei dumneavoastră? Ba mai mult, merg până într-acolo și întreabă, n-ați văzut până acum că v-a dispărut uniforma? De ce n-ați sesizat faptul că a dispărut uniforma dumneavoastră? E vorba de cămașe și de haina de polițist. De pantalon. Pantalonii de polițist. Da. Pentru că, după cum am și declarat, nu știu câte uniforme am. Există o evidență cu hainele care ni se dau și... Toate aceste uniforme le-a ținut acasă sau da, le-a ținut și la poliție? Acasă. S-a mințit extrem de mult în acest caz și s-a făcut acest lucru voit. De ce? Pentru ca la un moment dat oamenii să nu mai poată distinge faptele de minciuni. La un moment dat oamenii au pierdut șirul informațiilor și nu au mai putut distinge adevărul de minciună. De ce s-a făcut acest lucru? Nu știu. Dar lucrurile așa s-au întâmplat. Toate aceste apariții de elemente noi, vi se pare că vi le fabrică cineva? Cineva mi le fabrică sau mi le-a fabricat și mi se pare suspect cum să arunci niște chestii
Credeți că vi s-au creat probe care să meargă înspre dumneavoastră, că ați fi criminal? Cineva probabil a creat probele astea, pentru că eu nu am nicio legătură cu ele. Ați bănuit cine? Din punctul meu subiectiv și profan de vedere, există foarte multe indicii potrivit cărora obiectele din râpă au fost plantate. Haideți să vedem care sunt argumentele avocatului lui Cristian Cioacă, Florentin Soare, pentru susținerea acestei idei și apoi vi le expun și pe ale mele. Locul unde sunt găsite obiectele este într-o zonă împădurită și acolo e un covor de frunze uscate. Dacă acele bunuri ar fi fost de mai multă vreme, era imposibil cel puțin parțial să nu fie acoperite de frunze uscate. Ori ele nu erau acoperite, erau exact ca la fotografiere. Toate sunt ca așezate cu câteva ore înainte. Ca și când ar fi fost plantate. Ce mă determină pe mine să cred că obiectele au fost plantate acolo? 1. Cristian Cioacă este polițist. Este adevărat că nu este polițist criminalist, așa cum s-a vehiculat. Polițistul Cristian Cioacă a lucrat de la începutul anului 2008 în cadrul Poliției Municipale Pitești, unde timp de 4 ani a răspuns la telefoane și a direcționat echipajele de ordine publică la evenimente. În 2007, Cristian Cioacă activa ca ofițer în cadrul biroului de ordine publică al secției 2 Poliție din Brașov. Deci nu, Cristian Cioacă nu este polițist specializat în anchete criminale. Și nu, Cristian Cioacă nu a întocmit niciodată nicio lucrare științifică având ca subiect crima perfectă, așa cum s-a vehiculat. Lucrarea de licență a lui Cristian Cioacă are ca subiect o temă legată de regimul armelor și munițiilor. Fapt confirmat de procurorul de caz, Marius Iacob. La un moment dat a fost acreditată ideea că el a avut o lucrare legată de crima perfectă pe care a susținut-o la probele Academiei de Poliție. Acest lucru nu este adevărat pentru că el a avut o lucrare în domeniul regimului armelor și munițiilor. Așadar, revenim la motivele pentru care cred eu că acele obiecte au fost plantate în râpă și nu puse acolo de Cristian Cioacă. Cioacă este polițist. Nu criminalist, dar totuși polițist. Pe de altă parte, Cristian Cioacă nu suferă de retard mental. Niciun om, cu atât mai puțin un polițist în deplinătatea facultăților mentale și cu un IQ care indică un intelect mediu și peste medie, nu aruncă probe ce se constituie în dovezi ale unei crime undeva unde pot fi găsite cu atât de mare ușurință. Când un om încearcă să scape de niște lucruri, o face de așa manieră încât acele lucruri să nu fie găsite niciodată, dacă se poate, sau să fie găsite după suficient de mult timp, încât analiza lor în laborator să nu mai fie concludentă. Cioacă le-ar fi putut duce undeva într-o pădure și le-ar fi putut arde, de exemplu. Acele lucruri au fost găsite într-un loc cu asemenea vizibilitate și au fost așezate de așa manieră acolo, încât păreau a fi puse acolo tocmai pentru a fi găsite. 2. Dacă Cioacă a reușit să ascundă cadavrul atât de bine încât el nu a fost găsit nici până astăzi, în pofida unor cel puțin pretinse eforturi colosale ale poliției, e greu să cred că nu găsea o soluție și pentru ascunderea acestor obiecte. Un cadavru este infinit mai greu de ascuns decât niște lucruri, decât niște obiecte. 3. Este deosebit de dubios faptul că poliția a refuzat să ridice amprente de pe respectivele obiecte pentru a se stabili dacă ele au mai fost atinse și de altcineva decât Cioacă și Elodia, cei cărora respectivele obiecte le aparțineau. Și deci era firesc să se găsească amprentele lor pe ele. Dacă s-ar fi făcut această verificare și s-ar fi descoperit pe obiectele respective amprente altele decât cele ale lui Cioacă și cele ale Elodiei, acea terță persoană trebuia anchetată și stabilit dacă se face vinovată pentru plantarea lor în râpă. De ce poliția a refuzat să facă această verificare obligatorie în genul acesta de situații, pe motivul absurd că s-ar fi distrus alte indicii de pe obiecte, nu știu. Ceea ce mie mi se pare foarte important este că am cerut parchetului din primul moment, de când au fost descoperite aceste bunuri, să preleve și amprente
digitale pentru a vedea cine a pus aceste obiecte, dacă există o astfel de posibilitate, iar parchetul nu a făcut un astfel de demers. Am reiterat astăzi cererea, am întrebat de ce nu s-a făcut un astfel de demers și mi s-a spus că s-ar fi periclitat celelalte probe, dacă s-ar fi prelevat amprentele digitale. Urmirea mea este că totuși erau destul de multe obiecte și consider eu că ar fi trebuit făcut un astfel de demers, pentru că ne-ar fi spus și ne-ar fi dat un indiciu despre persoana care le-a pus acolo. Un posibil indiciu. Cine crede, Cristian Cioacă, că i-ar fi putut face această înscenare? Eu nu pot să vă spun la ce mă gândesc, dar eu în plin să cred că totuși soția s-a întors acasă atunci după plecarea mea. Că s-a întors ziua, că s-a întors noaptea, că s-a întors singură, că s-a mai întors cu cineva. Și eu cred același lucru. Și eu cred că Elodia, la momentul acela, era în viață și da, cred că teoria lui Cristian Cioacă, potrivit căreia Elodia s-ar fi întors la un moment dat în apartament, a luat acele lucruri și l-a plantat în râpă, este veridică. Nu știu dacă așa s-au întâmplat lucrurile sau nu, dar teoria este veridică. De ce? Printre acele obiecte s-au găsit și o poză de la prima nuntă a Elodiei Ghinescu, nunta cu primul soț, și caietul de monitorizare a sarcinii. S-a găsit în saci și un caiet de sarcină al Elodiei? Apare și un caiet de sarcină, da. Putea ști Cristian Cioacă unde ține Elodie obiectele personale? Categoric, da. Dar de ce ar fi adăugat Cristian Cioacă obiecte personale la întâmplare ale Elodiei, celor de care intenționa să scape pentru că îl incriminau? Pe de altă parte, un criminal când încearcă să scape de obiectele incriminatorii, o face contratimp. Nu are timp de pierdut cu căutări prin arhiva familiei. Nu face sens. Nu văd rațiunea pentru care Cioacă, în loc să scape cât mai repede de obiectele incriminatorii, ar fi stat și ar fi pierdut timpul cu căutare de poze de la prima nuntă a Elodiei sau a caietului de monitorizare a sarcinii. Fiind vorba de poze de la prima nuntă a Elodiei cu bărbatul pe care, atenție, l-a părăsit pentru Cioacă și de caietul de monitorizare a sarcinii, mie mi se pare gestul unul simbolic. Dacă este un gest simbolic, un asemenea gest nu putea fi făcut decât de Elodia, ca un indiciu pentru răzbunare. După testarea la poligraf, raportul întomit a concluzionat că are un comportament simulat, în sensul că are legătură cu dispariția Elodiei Ghinescu. Poligraful nu este o probă acceptată în instanță. Poligraful este o șarlatanie, de aceea nici nu este acceptat ca probă în instanță. De-a lungul timpului, poligraful nu doar că și-a demonstrat ineficiența, dar mai mult decât atât, prin rateurile pe care le dă, au fost cazuri și nu puține în care a plasat oameni nevinovați sub dubiul vinovăției. Iată ce spune chiar procurorul de caz Marius Iacob despre eficiența acestui aparat. Au existat situații în care suspecții, deși au avut legătură cu o faptă penală, au trecut poligraful pentru că și-au stăpânit foarte bine emoțiile. Eu zic că mai clar decât atât nu poate fi explicată eficiența poligrafului. Pe de altă parte, haideți să ascultăm în ce condiții s-au efectuat testele poligraf în acest caz. La ce intervale de timp v-au pus la acel detector de minciuni? În momentul în care l-am reținut, după ce pusesem la audieri până la 1-2 noaptea, introdus în arest, lumina aprinsă toată noaptea, după care la ora 14 sau în jur de ora 14 m-au scos din arest și m-au dus la poligraf. Și de câte ori v-au dus la acel poligraf? O singură dată. O singură dată a fost poligraful, dar au fost puse întrebările de 4 ori. Aceleași întrebări? Același set de întrebări a fost pus de 4 ori. Deci după ce că poligraful oricum nu reprezintă probă în instanță, după ce că poligraful nu reprezintă nici măcar un indiciu concludent, testarea s-a făcut în condiții improprii. Cine și de ce a avut interesul ca această testare să se facă de o așa manieră încât să fie clar că rezultatele testării vor fi viciate de procedură?
Elodia Ghinescu a avut o relație extraconjugală cu un ofițer SPP pe nume Ilie Cristian. Cei doi au petrecut o vacanță în Dubai, vacanță pe perioada căreia amanții ar fi avut o serie de conflicte majore. Cristian Cioacă a găsit corespondența prin mail dintre cei doi, susține el după dispariția Elodiei și a anexat această corespondență la dosar. Ce au făcut organele de cercetare penală? În loc să cerceteze temeinic această pistă, l-au arestat pe Cristian Cioacă pentru violarea corespondenței. Ce demonstrează asta pe lângă o ipocrizie crasă? Că, în mod evident, când îți dispare o rudă, cauți peste tot să vezi ce s-ar fi putut întâmpla. În mod evident, asta demonstrează și faptul că anchetatorii au fost foarte deranjați de descoperirea acestei corespondențe de către Cristian Cioacă și de faptul că Cioacă a cerut cercetarea acestei piste. Ceea ce demonstrează faptul că poliția a încercat protejarea lui Ilie Cristian. De ce ar fi încercat poliția asta? Ilie Cristian este ofițer SPP. Nu spune nimeni, nici măcar Cristian Cioacă nu sugerează, că Ilie Cristian ar fi ucis-o pe Elodia. Cristian Cioacă susține că sunt indicii temeinice care duc către concluzia că Elodia și-ar fi putut înscena dispariția pentru a fugi cu Ilie Cristian. Dar haideți să vedem ce spune procurorul de caz Marius Iacob despre acest lucru. Elodia Ghinescu a avut o relație cu un ofițer SPP care a și fost audiat în cauză și a recunoscut această relație, însă din datele de anchetă a rezultat că acesta nu avea nicio legătură cu dispariția ei. V-a spus ceva de pozele pe care le-a găsit în calculator, pozele compromitătoare din vacanța Elodiei din Dubai? Mi-a spus la un moment dat, el a și depus niște poze la dosar, și o corespondență pe mail între Elodia și persoana respectivă, a încercat să acrediteze că ar putea fi un posibil motiv pentru care ea să plece din țară și să-și părăsească familia. Noi am identificat acea persoană, am audiat-o, am stabilit că într-adevăr se cunoșteau și că au avut o legătură, dar că nu există niciun indiciu în legătură cu comiterea unei fapte penale de către acea persoană asupra Elodiei Ghinescu. Încă o dată, nimeni nu l-a acuzat pe Ilie Cristian de faptul că ar fi săvârșit vreo faptă penală asupra Elodiei Ghinescu. Această completare a procurorului este inutilă. Solicitarea lui Cioacă a fost, în mod expres, aceea de a se verifica, pornind de la conținutul corespondenței prin mail dintre Elodia și Ilie Cristian, dacă nu cumva Elodia și-ar fi înscenat dispariția pentru a fugi cu Ilie Cristian. Procurorul de caz, precum și un procent îngrijorător de mare de români, consideră nulă această posibilitate, aducând ca argument convingerea că, citez, Elodia era o mamă iubitoare care nu și-ar fi putut părăsi niciodată copilul în nicio circunstanță. Noi am audiat mai multe persoane care au cunoscut-o pe Elodia încă din primii ani de școală. Toate persoanele audiate au spus că nu avea niciun motiv să plece de acasă, că nu avea niciun motiv să se ascundă, că nu fusese implicat în calitate de avocat în procese de rezonanță sau în care cineva să fi avut interesul să-i suprime viața. Ea era foarte responsabilă vis-a-vis de familia ei și în special față de copilul lor pe care ea îl iubea foarte mult. Iată câteva motive absolut credibile enumerate de avocatul lui Cristian Cioacă, Florentin Soare, pentru care o mamă și-ar putea totuși părăsi copilul. Ipoteze pentru care o mamă nu și-ar suna copilul. Una dintre ipoteze este evident ca ea să fie decedată. O a doua ipoteză este pentru a nu crea o stare de pericol pentru copil, în sensul în care cine știe ce context, în ce relații se află și poate fi chiar amenințată în legătură cu acel copil. O a treia situație este când nu mai vrea să știe absolut de nimic, vrea pur și simplu să plece, să dispară și evident că într-o astfel de situație nu să spună, nu să sune copilul să spună, știi, eu sunt o mamă care tocmai vreau să plec și să uit de tine. La aceste motive adaug eu faptul că o mamă iubitoare care nu și-ar putea părăsi niciodată copilul, nici nu și-ar lăsa vreodată copilul acasă și s-ar duce în vacanțe cu amanții. De ce vă este teamă dacă vă simțiți nevinovat? Niște lucruri la care eu nu le-am dat importanță până acum și
Credeți că cineva se ține de capul dumneavoastră și vi le plantează? Nu pot să zic lucrul ăsta deocamdată. Totuși, ce bănuiți în sufletul nostru? Vă este teamă că veți fi arestat, domnule Cioacă? Totdeauna mi-este teamă de lucrul ăsta și mi-a fost... Ați fost torturat? Nu. Psihic, da. Fizic nu, dar psihic, da. Și iată că premonițiile lui Cristian Cioacă s-au adeverit. Pe data de 18 iunie 2014, Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru loviri cauzatoare de moarte și violențe săvârșite asupra unui membru al familiei. De asemenea, instanța a dispus că Cioacă trebuie să plătească despăgubiri în cuantum de 130.000 de euro pentru fiul său și tot în cuantum de 130.000 de euro pentru familia Elodiei. Cioacă a fost eliberat condiționat de tribunalul din Argeș pe data de 22 august 2023, după 9 ani de închisoare. În concluzie, un om, Cristian Cioacă, a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, din care a executat 9, în baza a 0 probe. Repet și subliniez, în baza a 0 probe. Întrucât sunt indicii solide că și acele puține probe indirecte au fost plantate și avem certitudinea că au fost necorespunzător analizate. Atenție! Eu nu spun că Cioacă nu a omorât-o pe Elodia. Eu nu știu cine a omorât-o pe Elodia. Sau dacă a omorât-o cineva pe Elodia. Eu spun că nu există nicio probă concretă că Cioacă ar fi omorât-o pe Elodia. Iar în România democrată, cetățeanul este nevinovat până la proba contrarie. Întrucât organele de anchetă și procuratura nu au prezentat public niciodată nicio probă care să demonstreze contrariul, Cristian Cioacă este nevinovat. Punct. Un om a stat la pușcărie nevinovat. Ce ar trebui să facă Cioacă? Evident, ar trebui să dea statul român în judecată. Nu cred că va face acest lucru, pentru că eu cred că îi este frică să facă acest lucru. De ce îi este frică? Modul în care s-a desfășurat această anchetă demonstrează dincolo de orice dubiu că anchetatorii și-au dorit condamnarea lui Cioacă pentru a proteja pe altcineva. Poate pe criminal, poate pe Elodia, despre care, în lipsa cadavrului, nu avem certitudinea că este decedat. Eu mă gândesc că Cioacă este conștient de faptul că dacă vorbește sau încearcă să redeschidă subiectul, singura soluție pentru cei interesați să păstreze misterul în cazul Elodia Ghinescu ar fi să-l anihileze. Să ne amintim de cazul Țundrea. Un alt aspect care demonstrează un complot împotriva lui Cristian Cioacă este modul în care mass media a prezentat acest subiect de-a lungul timpului. Mass media nu a precupețit niciun efort pentru a duce acest caz în derizoriu. Și tot ce a prezentat, a prezentat trunchiat în defavoarea lui Cristian Cioacă. Ori mi-e greu să cred că mass media a făcut acest lucru din proprie inițiativă. Când toate canalele media dintr-o țară prezintă un anumit subiect, toate în același mod subiectiv și canalizat spre a sugera vinovăția cuiva, cu orice preț, în calitate de jurnalist vă spun că nu poate fi decât o acțiune instrumentată. Acest caz este, așa cum am spus la început, o cruntă bătaie de joc. De asemenea, este o caricaturizare grotescă a sistemului de justiție din România. Este cazul care demonstrează, dincolo de orice dubiu, că în România nu există justiție. Sau că justiția din România nu are ca scop descoperirea adevărului și stabilirea dreptății. Dar ce este cel mai grav în legătură cu acest caz este faptul că România aplaudă modul în care a acționat justiția. Eu nu știu cine este. Eu nu știu. Efectiv, nu reușesc să înțeleg ce este în mintea românilor. Ce resorturi de gândire există în mintea și în conștiința românilor. Eu nu înțeleg de ce nu putem sau nu vrem să înțelegem că ceea ce astăzi
i se întâmplă altcuiva și noi ne bucurăm pentru nenorocirea acelei persoane, mâine este foarte probabil că tot îi place domnului procuror de caz Marius Iacob să repete sintagma cel mai probabil, este cel mai probabil așadar, să ți se întâmple ție sau să mi se întâmple mie. Când ni se întâmplă nouă, nu ne mai place. Asta este. Ăștia suntem noi. Bun. Atât pentru acum. Vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți link-urile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. La revedere!